perioada 18-19 noiembrie a fost desfășurat turneul tradițional Căluțul Năzdrăvan între tinerii șahiști până la 12 ani. Au participat peste 100 de copii, atât din Chișinău, cât și din alte localități ale Republicii Moldova. Copiii au așteptat cu nerăbdare acest turneu, au participat cu multă plăcere. Sperăm că printre participanții la acest turneu vor fi viitorii maestri care vor apăra culorile Republicii Moldova la competițiile internaționale. Este un turneu tradițional, se desfășoară în fiecare an. Academia de șah Bologan propagă șahul și foarte mulți copii doresc să se ocupe la cursurile de șah Academiei Șah Bologan. Турнир хорошим. Я выиграла 9 из 9 баллов. И мне понравилась партия пятая. Я там сыграла с мальчиком или девочкой, и я поставила мат ферзем. Мне понравилось очень сильно играть в шахматы, и я хочу еще раз сыграть в турнир. Eu am câștigat în turneu ăsta și sunt bucuros tare și în turneul viitor vreau să câștig foarte multe partide. Mi-a plăcut foarte mult acest turneu de șah. Am luat locul 3 și am acumulat 8 puncte jumate din 11. Sper ca pe viitor să devin campioană și mă voi strădui să mă antrenez bine ca să ocup și locul 1. Astăzi am câștigat turneul Căluțul Năzdrăvan. Am câștigat 9 partide din 10. Și cinstit să zic că n-a fost așa de ușor. Însă eu sunt fericit că am putut, că mi-a apărut așa o șansă să mi încerc capacitățile. A fost un turneu foarte interesant. Am jucat 10 partide, dintre care am câștigat 10. Mă bucur, fiindcă am câștigat și sper ca pe viitor să am reușite și mai mari.